În acest an, pentru un loc la buget la Facultatea de Stomatologie s-au bătut 36 de tineri. Interesul sporit pentru această specialitate se datorează faptului că este prestigioasă, spun profesorii. Însă doar 5 din 10 absolvenți merg să lucreze în raioane, acolo unde există un deficit de cadre. Decanul Facultății de Stomatologie, Oleg Solomon, spune că specialitatea a fost dintotdeauna la mare căutare. Eu nu văd interesul sporit pentru că este o activitate bănoasă. Stomatologia este prestigioasă pentru că este interesantă ca orice altă profesie medicală. Stomatologii sunt și psihologi și neurologi. Și de la medicii stomatologi, tineri aș dori un ajutor să nu plece din țară și chiar și la repartizarea aceasta să fie deschiși la chestia că să plece într-un sat, într-un raion să lucrezi. Astfel, eu cred că și sistemul nostru medical s-ar schimba spre bine. Tânăra face naveta zilnic din orașul Cimișlia pentru a ajunge la muncă. Totodată, aceasta afirmă că moldovenii nu au deprinderea de a merge la stomatolog. Oamenii de la sate nu sunt deprinși să duc o dată la jumătate de an la un control profilactic, la medic stomatolog. Vin atunci când îl doare. Și asta se întâmplă foarte des. Nu vin, pur și simplu, gingia sângerează sau ceva de genul ăsta. Ceva foarte acut, care îl deranjează foarte tare. Că avem pacienți și care m-a durut o lună de zile, dar a fost ok. După asta deja nu mai pot de dureri și am venit la dumneavoastră. Dar o lună de zile a stat acasă. A pus apă cu sare. Dumitrița lucrează alături de doi colegi, dintre care unul este pensionar. În 2023 au absolvit Facultatea de Stomatologie 173 de studenți, dintre care 16 erau din SUA. Datele statistice arată că în orașele din Moldova sunt aproximativ 300 de cabinete dentare particulare. În anul 2021 exista 1540 de stomatologi angajați în cabinetele de stat sau 5 medici reveneau la 10.000 de locuitori.